Un bărbat a fost rănit după ce o mașină a intrat puternic într-un tramvai la Timișoara. Șoferul în vârstă de 51 de ani a ieșit din parcarea unui hotel pe Calea Bogdaneștilor fără să se asigure și a lovit un tramvai care circula pe linia 7 spre Calea Circumvalațiunii. Un bărbat în vârstă de 51 de ani, în încercarea de a părăsi parcarea unei societăți comerciale de pe Calea Bogdaneștilor, ar fi intrat în coliziune cu un tramvai condus de un bărbat în vârstă de 50 de ani care circula pe Calea Bogdaneștilor dinspre Bulevardul Cetății înspre strada Circumvalațiunii. În urma impactului a rezultat o victimă, respectiv bărbatul în vârstă de 51 de ani, care a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, transmit reprezentanții IPJ Timiș.